Un localnic din comuna Gorjană, Baia de Fier, a surprins momentul în care, dintr-o auto utilitară, erau împărțite cadouri localnicilor. În imaginile filmate cu telefonul mobil, se observă cum zeci de oameni stau la rând lângă mașina din care se scoteau așa zisele cadouri. Pe înregistrare se observă clar ce cadouri au primit oamenii. Este vorba de papuci și bere. Înregistrarea a ajuns la poliție, unde reprezentanții unei formațiuni politice au depus o plângere penală pentru mită electorală. Surse din cadrul anchetatorilor susțin că autoutilitara folosită pentru împărțirea papucilor și a berii electorale aparține administratorului unui local din comună. Inspectoratul de poliție al județului Gorj a demarat o anchetă în acest caz. Conform legii, mita electorală se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 5 ani.